De unde începe istoria dumneavoastră în calitate de barman? Am privit la televizor, mi-a plăcut foarte mult și am decis să mă duc și eu să învăț de barman. Am învățat la Insula Speranțelor. După aia am dus practică la barul. E ușor, dificil să însușești această meserie? Nici ușor, nici dificil. Este foarte interesant. Convingeți-mă că este interesant. Îmi place trucurile pe care le fac barmenii. Uh-huh. De exemplu, cu aruncarea sticlelor în aer și prindele lor. E vorba de niște secrete sau pur și simplu antrenament? Practică și antrenament. Eu, de exemplu, 2-3 ore pe zi, practic. Am înțeles. La un singur număr. În tot. Și ați avut ocazia să participați la competiții? Nu am avut ocazia. Sau la prieteni, pe acasă, la rude, verișori. Cam câte trucuri cunoașteți deja? Cunosc 8 trucuri. Pentru că eu deci sunt începător numai. De câți ani sunteți barman? Vă 3. Cât de departe vă propuneți să ajungeți cu această meserie? Nu m-am gândit la aceasta. Mi-am propus un scop să